Hei, salutare tuturor! Bine ați venit la încă un clip pe acest canal. În clipul de azi vreau să explic ideea de creează-ți un portofoliu de investiții în funcție de gradul tău de risc. Mai mult decât atât, vreau să explic într-un mod cât mai simplu, ușor de înțeles și mă voi concentra doar pe câteva instrumente de investiții, și anume acțiuni individuale, ETF-uri și criptomonede. De ce este simplu? De cele mai multe ori găsesc în secțiunea de comentarii întrebări de la persoane care sunt la un nivel la început. Asta nu spun că este ceva rău, ci trebuie să ajutăm prin a răspunde la întrebări pentru a avea și ei claritate ce ar putea să facă. Nu voi include metale prețioase, nu voi include titluri de stat, încă sunt oameni care spun cum adică titluri de stat, adică eu să împrumut Statele Unite cu bani și spui da. Și atunci deja i-ai băgat în ceață pe cei mai mulți. Mă voi concentra pe cei care sunt chiar la început de drum și nu știu ce înseamnă această idee de creează-ți un portofoliu în funcție de gradul tău de risc. Știu că sunt foarte multe persoane în social media care vin și spun mergi și investește în ETF-uri pentru că este o investiție foarte safe și este foarte bună pentru tine. Sunt persoane care vin și spun mergi și investește în titluri de stat pentru că este cel mai safe pentru investițiile tale. Eu nu o să spun acest lucru, deoarece consider că fiecare individ în parte trebuie să ia decizia sa. Nu pot să iau eu decizii în funcție de bugetul fiecăruia. De ce spun acest lucru? Ar fi inutil din partea mea să spun investește în Coca-Cola unei persoane care are un buget de 200 de lei în fiecare lună. Acea persoană, nu că o spun eu, dar am văzut la cei din jurul meu care au buget mic de investiții, vor merge de fiecare dată în investiții cu grad ridicat de risc. În speranța că ei vor merge acolo cu 200 de lei și dacă dă Dumnezeu și măicuța Domnului cu el și cu Iisus șmecher toți acolo sus să dea un boom, atunci poate a făcut 2000 de lei. Că este bun sau este rău, decizia trebuie să îi aparțină. Nu voi putea eu să îndrum pe cineva, mergi și investește în Coca-Cola, când prețul unei acțiuni Coca-Cola este de 60 de dolari, iar persoana în cauză cu 200 de lei lunar, mai exact 40 de dolari plus minus, nu și-ar putea permite să cumpere o acțiune în fiecare lună. Ar trebui să aștepte 2 luni pentru a-și permite să cumpere o acțiune plus o fracție dintr-o acțiune la compania Coca-Cola. Și să-i spun eu, ia și investește așa pentru că după 50 de ani, cu 200 de lei în fiecare lună, tu te vei bucura de 50, 70, 100 de euro dividend primit din partea companiei Coca-Cola. Ar fi o aberație din partea mea și niciodată nu o voi face, ci de fiecare dată vă cer să treceți toate informațiile prin filtrul gândirii voastre. Iar dacă îți place astfel de content, nu uita să apeși și butonul de like, așa mă poți ajuta ca astfel de informații să ajungă la cât mai multe persoane. Iar dacă vrei să te abonezi la canal, nu uita să apeși butonul de subscribe și să activezi clopoțelul pentru a fi informat de fiecare dată când eu postez. Haideți să luăm pas cu pas. Dacă vrei să investești într-un mod mai safe, te duci și te îndrepți către ETF-uri. Este simplu. Riscul este mic. Chiar dacă o companie nu mai dă randament sau nu mai se încadrează în parametrii acelui ETF, este eliminată și este introdusă o altă companie. ETF-ul nu va avea scădere foarte mare în momentul în care este vorba de o companie care nu are o pondere extraordinar de mare. Este un mod mult mai safe, dar totodată trebuie să înțelegi că și reward-ul este mic. De exemplu, un ETF care replică evoluția indicelui S&P 500 dă un randament mediu anual, bazat pe calculele din ultimii 10-20 de ani, în medie de 7-8%. Deci pentru fiecare 100 de dolari investită, tu ai avea după un an 7-8 dolari. Ești mulțumit? Dacă nu, scădem puțin gradul de siguranță și mergem în companii blue chip, companii individuale, companii de genul Coca-Cola, Johnson & Johnson, 3M și multe altele. Dacă vreți, căutați pe Google și veți găsi o listă completă. În momentul în care investești într-o astfel de companie, riscul a crescut
în comparație cu un ETF, dar totodată și reward-ul a crescut. De exemplu, în ultimii 5 ani, Coca-Cola a dat un randament de creștere anuală în medie de 14%, acumulând și randamentul din dividend. Este un lucru bun? Păi da, din punctul meu de vedere, o companie precum Coca-Cola, ca să dispară, ar trebui să dispară viața de pe pământ. La fel cu PepsiCo, la fel cu Johnson & Johnson, 3M și multe altele. Dacă nici acest randament nu îți este mulțumitor, atunci mai scazi gradul de siguranță și te duci în alt tip de acțiuni, companii de tip growth. Și aici poți include Nvidia, poți include Tesla, poți include chiar și Microsoft, cu toate că este o companie mare. Poți include multe altele care au avut creșteri în ultimii ani de ordinul sutelor de procente. De exemplu, Nvidia a avut în ultima perioadă o creștere de 300%. Este mulțumitor? Păi deja a început să crească gradul de mulțumire, dar totodată să te gândești că și riscul a crescut. Poți urmări un chart de la Tesla sau de la Nvidia sau de la oricare altă companie de tip growth și o să vezi că ai mai multă volatilitate decât în cazul companiei Coca-Cola. Nu spun că nu sunt companii sigure, nu spun că nu sunt companii care pe viitor vor avea potențial, dar, bineînțeles, riscul a crescut în comparație cu celelalte. Dacă nici așa nu ești mulțumit, atunci mai scazi din gradul de siguranță și te îndrepți către o zonă, zic eu, mult mai riscantă. Și aici putem include criptomonedele și acțiuni penny stocks, adică cele acțiuni care valorează sub 5 dolari. Sunt companii care au probleme financiare, sunt companii care au de multe ori anumite procese pe rol și atunci ele sunt cu un picior în groapă și cu unul pe mal. Atunci șansele de a crește sau a dispărea sunt de 50-50. Decizia îți aparține, la fel și în cazul criptomonedelor. Chiar dacă acum unii poate veți spune, păi da, dar ce Bitcoin nu-i safe? În momentul în care, într-o singură zi, tu ai volatilitate de 12, 13, 15%, pentru mine acea investiție nu poate să fie ceva mulțumitoare și să o pot cataloga într-o altă zonă decât într-o zonă de risc. Și aici putem include inclusiv Bitcoin, Ethereum, BNB, Dogecoin, Shiba Inu și multe altele. Știu că poate cu acest ultim exemplu îmi voi atrage mulți oameni care vor veni cu comentarii care nu sunt de acord cu mine. Eu vă respect decizia, dar trebuie să înțelegeți că ceea ce eu vă transmit prin acest clip sunt informațiile așa cum eu le văd prin filtru gândirii mele. Dacă tu vezi că investiția în Ethereum este una safe, just do it. Poate pentru tine Ethereum este mai safe decât să investești într-o companie precum Coca-Cola sau mai safe decât să investești într-un ETF. Nu mă deranjează cu nimic. Atâta timp cât comentariile nu vin într-un mod urât, cu înjurături, cu tot felul de bazaconii spuse în comentarii, atunci nu am nimic împotrivă să-ți pui părerea în secțiunea de comentarii. Dar dacă văd comentarii cu atac la persoană sau cu injurii, atunci nu există decât bloc și ștergerea acelui comentariu sau în cazul în care comentariul nu este complet și nu este detaliat și este ceva de genul my first research-ul bro sau nu ai înțeles cum funcționează bro, atunci nu există decât o singură șansă. Bloc și delete. Vii cu un comentariu care să explice ceea ce ai vrut să spui. Eu vă mulțumesc foarte mult. Sper că aceste informații să vă ajute și să aveți mai multă claritate în momentul în care veți dori să luați astfel de decizii de a investi.